Bună dimineața, bine te-am regăsit, Daniela Simulescu aici. Iată ziua de miercuri, 17 noiembrie. Ne apropiem cu pași rapizi de eclipsa din 19 noiembrie. Te invit să cauți emisiunea despre acest aspect pe canalul de YouTube DC News. Este o eclipsă, o lună plină în Taur, conjunctă cu steaua Algol. Ea este o stea răutăcioasă, răufamată, violentă și de aceea atrag eu în cadrul acelei emisiuni atenția să nu ne pierdem capul, să nu ne pierdem capul într-o relație, într-un job, într-un viciu. Pentru că atunci când simțim că o luăm razna, ce facem? Încercăm să fugim de realitate prin tot felul de metode. Iar da, alcool are legătură și cu tot ce înseamnă partea de alcool și cu alte chestiuni care ne fac mai mult rău și de multe ori ne fac să distrugem tot ce s-a construit bine în ultimii ani. Întâmplător sau nu, la noi în țară, în perioada aceasta, se fac niște alianțe politice. Să vedem cine își pierde capul din cauza acestor alianțe politice. Care dintre părți? Dar până acolo, hai să discutăm despre aspectul zilei. Avem de-a face cu o poziție între Marte și Uranus. Marte în Scorpion și Uranus în Taur. Când avem de-a face cu orice aspect al unei planete personale și Uranus, bineînțeles, avem de-a face cu chestii neașteptate și avem câteva, uite, câteva chestii bune. Adică avem și părți bune și chestii mai puțin bune. Și notam eu așa că, de exemplu, părțile pozitive când avem Marte, opoziție, Uranus. Cineva te inspiră, îți dă niște idei care te inspiră și te face să schimbi ceva în viața ta. Sau prietenii zic, hai să facem, te încurajează. Găsești exemple din astea la tot pasul care te motivează. Dintr-o dată, dintr-o stare din aceasta latentă, liniștită, așa, vrei să faci lucruri. Sau găsești o persoană care să te scoată din plictiseală, că Uranus urăște plictiseala, ne înțelegem. Ce poate să facă totuși într-un mod neplăcut? Dacă într-un mod plăcut poți fi stimulat să te arunci în niște lucruri, să scapi de plictiseală, există și multe lucruri neplăcute. Dintr-o dată, tu ești în discuție cu o persoană și persoana respectivă face niște gesturi la care nu te-ai fi gândit și bineînțeles că te indispun lucrurile alea, nu înțelegi ce se întâmplă. Sau alte persoane încearcă să-ți frâneze avântul, încearcă să te marte, să staie cheful, să zicem așa. Ce se mai poate întâmpla astăzi? În acest aspect s-ar putea să te pună în situația respectivă în care nu vrei să joci cu echipa. Tu pur și simplu vrei să fii oaia neagră sau cineva din cadrul echipei strică feng shui-ul, că așa se întâmplă de cele mai multe ori. Sau pot fi niște evenimente stresante în jurul tău, că na, totul e stresant în viața noastră, să fim serioși în viața, în partea individuală care este strâns legată de partea națională, care este strâns legată de partea mondială. Totul este stresant, doar că nu avem capacitatea să gestionăm. Rămânem așa, împietriți, cimentați și se întâmplă lucruri și nu înțelegem ce se întâmplă în viața noastră. Deci, plus că cu cât ne strigăm libertatea asta, să nu uităm că Uranus este cu libertatea, cu eu fac eu drag, cu cât ne strigăm această libertate, cu atât ne pierdem de ceilalți. Adică e bine să fim oaia neagră, dar nu să exagerăm. Adică, da, ok, acceptăm, conștientizăm, ne asumăm lucrul acesta. Dacă oamenii încep să se retragă și nu mai place, înseamnă că nu știm să ne asumăm cu adevărat independența respectivă pe care ne-am dorit-o, am cerut-o. Bineînțeles, cei care vor simți foarte mult acest aspect sunt scorpionii și taurii, după care ceilalți care au marcaj fix, lei și vărsători. Dar cu toți avem ceva prin astrogramă pe aici, pe acolo sau prin jurul nostru avem oamenii ăștia și bineînțeles că ne vor indispune ei pe noi. Noi pe ei și ei pe noi. Și să nu uităm că Marte guvernează și berbecii, deci berbecii s-ar putea să aibă o perioadă electrizantă, să spunem așa. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi, te invit să te uiți la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două, să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta, adică să pui în contextul vieții tale. Nu ghicim, nu vrăjitorim, nu dăm un bob, nu împlinim, nu spunem lucrurile exact. Eu nu vreau să ghicesc ce este în viața ta. Și bineînțeles să nu uităm că aici nu facem etalări, că astrologia nu se ocupă cu etalări. O spun asta și pentru cei care se uită de mult timp, că inclusiv aceia mulțumesc în continuare pentru citiri și etalări, dar și pentru cei care sunt noi la această emisiune, pentru că vin din ce în ce mai mulți oameni noi și să știe ce găsesc aici. Bun, să începem. Berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Spuneam că fiind guvernat de Marte, Marte este stresat. Astăzi, deci, bineînțeles, și tu ești stresat. Doar că ești stresat într-un mod în care
nu-l poți controla. Ești pur și simplu stresat. Astăzi ești stresat acasă, ești stresat la serviciu, ești stresat în parc, ești stresat în magazin, ești pur și simplu sub stres. Sau ai tendința de a te băga în situații stresante, că e un stres din ăsta interior și cauți cu lumânarea. Dacă e prea liniștită viața ta, sigur te duci tu undeva unde e un conflict, sigur te duci tu undeva unde sunt agitate apele. Deci la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Ei, partenerul va fi stresant de lipsa ta de reacție. Poate că își dorește să te provoace, să te testeze, iar tu îți vei vedea de viață liniștit, liber și partenerul nu o să înțeleagă ce se întâmplă și o să-și ceară pur și simplu socoteală, o să te acuze, o să se enerveze. Și nu vorbesc doar de partenerul de viață, dar cât vorbesc și de cei de la serviciu. Oamenii vor avea nevoie de reacții din partea ta și tu nu le oferi astăzi, domnule, reacții. Nu, nu le oferi. Te pregătești oarecum de luna aia plină care e în semnul tău și zici, hai că vă arăt eu vouă. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Colegii, vă provoacă mult, mult. La undeva în subconștientul vostru ziceți, lasă-i, ducă-se 9000 de ani și vă mai provoacă încă o dată. Și voi nu înțelegeți, dar de ce, domnule, am rezolvat chestia asta, ce mai vrei de la mine? Înseamnă că ei își doresc să vă implicați. Senzația lor este că dacă nu spuneți ceva, nu comunicați, nu vă duceți acolo peste ei, nu vă implicați. Trebuie să îi asigurați, domnule, mă implic, dar nu mă implic așa cum îți dorești tu. Asta nu înseamnă că nu mă implic activ în situația respectivă. Trece la raci sau cei cu ascendentul în rac. Domnule, astăzi ar putea să fiți puțin băgăcioși în viața celorlalți. Motivele voi vi le știți. Cert este curiozitatea exagerată, dorința de a-i dea sfatul celuilalt fără a-i cere, fără a-l întreba dacă are nevoie, sau opiniile voastre, îi călăriți pe oamenii din jurul vostru, deși aceștia n-au nevoie să fie acompaniați de voi tot timpul. De ce? Pentru că vă plictisiți, simțiți nevoia să vă ocupați de ceva, nu vă dați seama ce pasiuni mai aveți și îi zăpăciți pe ceilalți. Pasiunea voastră astăzi este să îi zăpăciți pe ceilalți. Deci la leu sau cei cu ascendentul în leu? E, știți cum este? În familie mai pot fi și unele mai bune și unele mai nebune, dar sunteți la serviciu, vă faceți treaba la serviciu și dintr-o dată puteți să primiți telefon sau un mesaj de la o persoană din familie, un membru al familiei sau o persoană apropiată în care vă spune ceva și vă strică tot feng shui-ul. Dintr-o dată toată ziua, în loc să fiți concentrați la ce aveți de făcut, vă gândiți la boacănele făcute de acasă și bine, o să vă... Ce o să faceți prima dată? Firați voi să fiți, uitați ce mi-ați făcut, ce mi-ați dres, dar eu cum nu, e foarte greu să vă concentrați astăzi. Foarte, foarte greu. Trecem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară? Marte în casa a treia, lângă Mercur acolo, limba de soacră, de care vă spuneam eu, Uranus în casa a noua. Astăzi, domnule, fiecare încearcă să convingă pe altcineva. Voi pe unii, ei pe voi și intrați așa într-un cerc vicios. Pentru că odată nu o să aveți voi reacțiile așteptate, pe urmă n-o să aibă ceilalți și vă căutați să vă împingeți, știți? Dacă ați fi la o dezbatere, un concurs, ar fi o zi nemaipomenită, dar altfel în ziua de zi cu zi, răutăcismele sau ironiile nu vor face nimic. Din contră, nu veți primi răspunsul, știți? Veți dori să fiți ironici, dacă se poate, gândindu-vă că poate, vă este întreținută nevoia respectivă, dar oamenii nu să reacționeze, o să dea nu mergi și vă de treabă. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Vă tot atrag atenția de cheltuieli și astăzi voi face același lucru, să știți. Și știți de ce o să mai insist? Odată că aveți casele 2-8 pline, nu avem ce să facem. Problema este că Uranus în casa 8-a, voi aveți nevoie de o confirmare din partea celorlalți, din partea partenerului, din partea cuiva din familie, poți să cheltuiesc banii ăștia, tu ce zici? Să cumpăr rochea sau rochea? Tu ce zici? Să cumpăr mașina aia sau mașina aia? Și oamenii nu vă dau răspuns și sunteți... Eu ce fac? Eu cum fac? Regula celor 24 de ore, mai așteptați până mâine. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Astăzi vă agitați, să știți, mult, mult. La telefon, în fața laptopului, pe stradă, în magazine și sunteți așa un șoricel din ăla care tot dați la rotiță și nu mai apare mâncarea, nu mai apare șoricel și da, sunteți foarte stresați, foarte agitați, Speedy Gonzales și bineînțeles nu o să primiți reacțiile pe care vi le doriți, voi insistați că voi sunteți perseverenți, vă cunoaștem. Dar poate să fie o zi bună în care, dacă aveți ceva de rezolvat, să nu vă lăsați până nu rezolvați. Dacă până acum, nu știu, ați avut o chestiune administrativă de rezolvat și, domnule, nu v-a mers. Astăzi tocați persoana respectivă până vă iese. Trecem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător.
Nu așteptați astăzi să vină ceilalți la voi și să vă zică, vai, puiul meu, vai, cât ai muncit, ce obosit ești, hai că uite, fac eu chestia asta pentru tine, tu stai să te odinești, nu o să vină nimeni. Nimeni. Și voi ce ziceți? A, păi înseamnă că nu muncesc destul. A, păi înseamnă că nu mă chinui. Ia să mă chinui mai mult, că poate oamenii din jurul meu o să zică, hai mă, că totul se chinui. Nu o să vadă nici efortul ăla. Nici al treilea efort, nici al patrulea. De ce? Pentru că undeva aveți impresia, știți de sindromul impostorului, că aveți impresia că nu meritați ce vi se întâmplă și trebuie să vă forțați mai mult, mai mult, mai mult. Astăzi chiar aveți nevoie să stați cât mai liniștiți. Astăzi orice muncă în plus vă aduce mai degrabă pierdere decât câștig. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Of, în primul rând, mare grijă la relația cu copiii, să nu deveniți agresiv degeaba, doar pentru că ați avut probleme la serviciu sau v-ați certa cu o persoană, nu știu, din jurul vostru, nu copiii sunt de vină. Asta unul la mână, doi la mână și cei care nu au copii astăzi, pe plan romantic, e o zi plină de surprize. Surprizele neapărat plăcute și neplăcute, dar nu știu, poate v-ați programat o ieșire, o cină la restaurant sau v-ați programat să gătiți ceva și nu știu, unul dintre voi întârzie, unul dintre voi uită să cumpere ceva și bineînțeles veți lua personal lucrurile respective și veți da vina, vă veți supăra, vă veți comporta așa precum un copil. Da. Mai trece și ziua de astăzi. Deci în vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Gesturile voastre pot afecta atât planul profesional cât și cel personal. Adică dacă la serviciu sunteți destul de agresivi astăzi, veți păstra starea și când vă duceți acasă sau când vorbiți cu cei dragi. Dar una este agresivitatea de la serviciu, alta este agresivitatea de acasă. Și dacă la serviciu vă merge acasă, nu o să vă meargă, pentru că în zona profesională oamenii sunt detașați de voi, în zona respectivă suferă când le ziceți ceva, să ne înțelegem. Deci aveți grijă astăzi. O să găsiți un echilibru între modul în care reacționați la locul de muncă și modul în care reacționați acasă. Lăsați la preș, când ajungeți, ștergeți-vă pe preș, acolo să rămână, cum să vă spun, comportamentul din ultimele ore. Deci la pești sau cei cu ascendentul în pești. Aveți grijă la orice drum pe care îl faceți astăzi. Fie că este unul scurt, fie că este o călătorie, fie că zburați, fie că, nu știu, circulați cu mașina. Aveți grijă la actele pe care le aveți, aveți grijă la situații de genul întârzieri sau, nu știu, încurcături. Ele pot fi rezolvate dacă nu, pe moment, nu faceți scandal. Mai întâi rezolvați și pe mă supărați-vă și comentați, dar mail, faceți plângere la companiile respective, dar până acolo mai întâi rezolvați și aveți de rezolvat. Să vă priască aceste aspecte și să ne vedem cu bine mâine!